Sâmbătă spre duminică, puțin după ora 12 noaptea, autoritățile au fost alertate cu privire la faptul că un bărbat a căzut în canalul plantelor. Victima, în vârstă de 46 de ani, lucra pe o barjă de cereale din zona fabricii de zahăr, când la un moment dat și-a pierdut echilibrul și a căzut în apa extrem de rece. Colegii și-au dat imediat seama că bărbatul lipsește, iar la un moment dat l-au văzut căzut în apă. Au reușit să-l scoată, după care au alertat autoritățile. La sosirea echipajelor SMURD, victima era scoasă din apă de către colegii acestuia și se afla pe barja pe care de altfel și lucrau în momentul producerii accidentului. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă, bărbatul era angajatul unei societăți comerciale cu sediul în Slatina, situată pe malul drept al canalului Plantelor, iar în momentul accidentului era în timpul serviciului. În timp ce manevra tubulara mobilă a instalației de încărcare a cerealelor în magazia șlepului autopropulsat, bărbatul, lăcătuș mecanic aflat în bordul tribord al șlepului motor, s-a dezechilibrat și a căzut în apă. A fost găsit la puțin timp de un marinar din echipajul șlepului, care, alarmat de faptul că a crescut grămada în zona de deversare și de faptul că victima nu răspundea la telefon și la stație, s-a deplasat la locul respectiv, unde a văzut că acesta era căzut în apă, având în mână frânghia cu care poziționa tubulatura flexibilă în locul de descărcare. După scoaterea din apa victimei, echipajul de pe ambulanță a venit pentru acordarea primului ajutor și transportarea acesteia la unitatea medicală, nu a mai putut decât să constate decesul. Polițiștii de la Transporturi Navale cercetează acest caz, încercând să-și dea seama cum s-a produs tragedia, iar medicii legiști urmează să efectueze necropsia pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului.